Învață să apreciezi ceea ce ai înainte ca timpul să te facă să apreciezi ceea ce ai avut. Aceste rânduri au fost scrise de Cristi la una dintre pozele pe care le-a postat pe un site de socializare. Cristian Lung a fost condus azi pe ultimul drum. Familia, colegii, prietenii, rudele și toți cei care l-au cunoscut pe băiat au fost alături de părinții și sora îndurerată. Slujba de înmormântare a avut loc la Capela Ortodoxă din Zalău, începând cu ora 12. Sfâșiați de durere și cu lacrimi în ochi, părinții și-au luat adio de la băiatul lor. Tânărul de 23 de ani s-a stins din viață vineri seara, în urma unui tragic accident petrecut în localitatea Crasna. Condoleanțe familiei îndurerate și Dumnezeu să te odihnească în pace. Care vor auzi
familie, pentru stat ascultător. Este greu la o asemenea priveliște să ne oprim curgerea lacrimilor ochilor noștri. Este greu să ne mobilizăm pentru că astăzi pleacă din mijlocul nostru un tânăr doar la 23 de ani. Un tânăr plin de viață, un tânăr plin de speranță, un tânăr care și-a făcut poate atâtea planuri de viitor, un tânăr pe care mulți dintre dumneavoastră și noi și colegii săi l-au întâlnit de atâtea ori și s-au întâlnit de atâtea ori chiar în această viață a lui scurtă și trecătoare. Noi nu putem decât să strecurăm, să încercăm să strecurăm în această mare durere o fărâmă de speranță. O speranță pe care nu o dăm noi, ci Cel ce a înviat din morți, Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. O speranță care ne spune că omul prin moarte nu piere, ci se duce la viața cea veșnică. Văzând pe mama durerată, parcă-mi vine să spun cu poetul Cosmoc, o mamă tu, ce slabă ești! N-ai glas de vitor să-l jelești, n-ai măr de lacrimi, măr să plângi, nu ești de foc la piept să-l strângi, să-l încălzești. Ar fi dat cum putem să facem acest lucru. Nu putem să împrumutăm când vine ceasul morții, lăsăm totul aici și părăsim lumea aceasta. De ce s-a întâmplat la această greule la fotbal? Sigur că marge este liniile lor și liniile noastre. Dar planul lui Dumnezeu, căile lui Dumnezeu, poate nu le vom înțelege niciodată în lumea. Le vom înțelege în mod de plin atunci când sus în cer vom pleca și noi și tânguirea celor care plâng. N-are inimă, inima este de piatră, nu doare pentru nimeni din lumea aceasta. Pe ea nu poate mitui nimeni, nimeni nu poate scăpa dinaintea ei, cât latinii pe drept cuvânt spuneau atât de frumos, nemo, de fugere morte, potes. Suntem în mâna patimilor Domnului și Mântuitorului Iisus Hristos. Dumneavoastră ați început-o mai repede, aflând acea veste dorită că cel drag al dumneavoastră nu mai este viață, a trecut la cele veșnice. Și atunci, ca părinți îndurerați, ca tată îndurerat, ca mamă îndurerată, ca cei dragi pentru cel drag, ați venit, ați dus vestea nedorită, vinte noapte biserici, că s-a dus. Și atunci am pus o întrebare, câți ani? Și mă uitam aici pe aceste rătăciuni. Nu de mult împlinise 23 de ani. Născut în 18 aprilie 1990. Deci de acum am spus în 26 aprilie. Deja mult timp rămas bun de la cei dragi. În primul rând de la părinții Vasile și Rodica. Spune, plângeți, dar nu deznădăjduiți. Dacă v-am supărat, vă rog ca să mă iertați. Și vă mulțumesc pentru tot sfatul bun și pentru ceea ce mi-a spus folositor în sufletul meu de tânăr în această viață. N-aș dori să fac această supărare, mai ales acum înainte de praznic. Vă rog ca să mă iertați ca și bunul Dumnezeu să mă ierte. Apoi se îndreaptă pe sora dânsului Dana cu soțul Levi. Dana dragă,
După cum între floare și rom există o legătură, o legătură frățească a fost între noi. Pentru tot ceea ce ai făcut bun pentru mine, pentru grija pe care mi-ai purtat, pentru sfatul bun, dar din inimă curată, din gând bun, îți mulțumesc să ai grijă de părinții noștri, să te rogi pentru mine, să trăiești în bună legătură cu ei, să vă împreunați mâinile voastre și gândirea către Dumnezeu să vă rugați să mă iertați. Când am ultimul rămas bun de la bunicii pe care îi scrie pentru ultima dată pe nume, pe Iosif, pe Sara, pe Dumnezeu, de bunicul Vasile din Ciuru, de dragul meu, eu v-am fost bucuria voastră, m-a trebuit, mi-a dat sfatul bun. V-am făcut acum supărare, să mă iertați, să mă purtați în rugăciunile și în bătrânețele dumneavoastră. Deja am rămas bun de la nașii de botez, părinții sufletești, Zaha Constantin și familia, Bustan Petru și familia. Vă mulțumesc și vouă, părinților sufletești, pentru dragostea, pentru sfatul bun, pentru gândul curat care l-ați pus întotdeauna pentru mine și pentru familia noastră. Mă rog să mă iertați ca și bun Dumnezeu să mă iertă. Dar de la toți cei dragi care în această clipă sunt prezenți, au fost cu gândul și-l conduc la locul de veșnic odihnă. Dumnezeu să-mi ierte, să-l odihnească, să mângâie familia mult îndurerată, să primească rugăciunile și lacrimile florile tuturor care sunt, care recunoaște ca tine, ca prieteni, dragul, cum a fost și ea, mărire Tatălui, Fiului și Sfântului Iisus. Dumnezeu să fie viața mi-o dau pentru oile mele.